sau piața energetică și am ales alte pieți. Da, în mare parte și noutățile fundamentale sunt bazate foarte mult pe aceste instrumente, cunoaștem toți de ce. De ce anume se pot foarte mult pune atent pe aceste instrumente în anumită. Da, mare parte este partea pe care politică, geopolitică, să vorbim așa. Dar noi ca traders ce facem în așa situații, ne permitem să ne orientăm perioada lungă de timp sau mai bine perioada scurtă de timp. Traderii într-o oarecare măsură sunt confuși, da? Nu știu ce să fac pe aceste instrumente, mai este așa o paranoie la trader crede că prețul nu mai crește, trebuie să înceapă corecție. Și mai sunt traderi care încalcă regula, trendul este prietenul nostru și îți schimb împotriva trendului. De exemplu, deschid un sărb natural gasul după așa impuls să scadă, nu? Logic. Dar el continuă mai departe această creștere, fiindcă, într-adevăr, la momentul actual, sunt niște modificări la analiza tehnică, nu mergem iarăși ca la piața valutară, simplu impuls, corecție, sunt alte principii. Și vom vorbi acum, vom face o analiză și o prognoză în baza fundamentală, în baza la tehnică, aceste instrumente. Dar noi mai întâi trebuie să vedem de ce sunt influențate aceste instrumente. Deci, până la urmă, da, analiza tehnică este foarte importantă, practic 70% din străzi se conduc după tehnic, însă, până la urmă, nu ezită punctualitatea să urmărească și tot ce se întâmplă la nivel fundamental. Astăzi noi luăm două instrumente și vom vorbi nu doar de petrol, dar și de natural gas. Pentru că, până la urmă, chiar dacă traderul începe tranzacțiile valutare, e de ajuns deschid o tranzacție pe aceste instrumente și, dată, deja nu mai vor să întoarcă la tranzacțiile valutare. Am dreptate aici. Da. Păi dacă tranzacții sunt în profit. Da. Ei, da. Contațiile valutare trebuie să aștept să stăvână o tranzacție, dar aici nu mai schis, gata și se vede rezultatul. Da, sunt instrumente foarte interesante. Noi astăzi ne-am pus drept scop împreună cu domnul Cristian să nu vă oferim careva strategii și vă spun de ce. Pentru că cu cât mai mulți strategii voi aveți, până într-un final sunteți un pic confuși, vă duceți în eroare. Îi de ajuns să avem o strategie și dacă ne ținem de cea strategie, avem încredere în ea, ea vrem, ne aduce profit. Vreau mai mult să ne bazăm totuși pe factorii psihologici și să vedem atât pentru perioada mai lungă de timp ce se va întâmpla cu instrumentul dat, cât și pentru perioada scurtă. Cum noi ușor putem să ajungem la scopurile noastre și la care factor trebuie de atras atenția. De asta, vrem ca voi să fiți activi, nu doar să ascultați, dar și să interveniți în discuții, pentru că până la urmă o să abordăm nu problemele, dar situația fiecărui trader care are tranzacții pe aceste instrumente și vedem cum să găsim soluțiile. Vedem poate și voi aveți careva strategii care lucrează și puteți să le împărțiți și cu noi. Sunt așa, aveți strategii noi. Apropo, cine din trader încă sunt începători și încă de părerea că o strategie a se schimbe lui rezultatele care le are la capital. Tot timpul este căutarea a strategiei noi, vine la masterclass cu speranța poate arda aceste strategii noi, că iau secrete. Cine încă se gândește la nivelul dat? Strategia 100%. Sunt așa strategii? Nu da. Există guru piață. Nu există guru piață. Așa. Sunt postulatele. Mare parte, așa și este, într-adevăr, dar sunt trader, mai ales la început de drum, care caută informații și cred că undeva este cel secret care îl caută pentru a avea 100% profit dintr-o tranzacție. El nu există, în primul rând, tot timpul noi spunem cel mai mare dușman a traderului care este. Emoțiile care noi le avem și trebuie să luptăm cu emoțiile, trebuie să... Azi spun și un... Nu, asta tot, emoțiile. Azi să spun și un secret cum să depășim factorul uman, cum să ne depășim pe noi și emoțiile date, dar în rest, ce legat de analiza tehnică și fundamentală, secrete nu sunt. Este doar analiză, este doar prognoză și lucru. Așa e? Eu mai am o întrebare. Spuneți, vă rog, dar sincer, cu mâna la inimă. Cine dintre voi a folosit o strategie măcar o lună de zile? Fără batere. După profitabilitate, ți-ai știut profit? Nu. Da? Da și nu. Da. De ce? Nu. De ce? Da, de ce? Da. Ați deschis tranzacții pe impuls, respectat-o, câte dintre ele au fost în profit și câte în minus? 80-90. Așa, perioada de lungă sau scurtă? Scurtă.
Bravo, bravo. Noastră, de ce? De ce nu? Din cauza că nu am atât de valutar. Și am altă întrebare care eu vreau să dau. Cum am trecut alt piață, am prăzut. În cazul că nu mi-e strategie, ce faci tu automat? Poftiți? Nu mi-e strategie, că ați folosit strategia. Am renunțat să folosesc stop loss și tech put. Și ce-a adus asta? Am dat am înțeles. Noi, iarăși, da, să o tonalizăm. Asta că știu, am înțeles. Da, în mare parte sunt două categorii de trader care primesc o strategie, un instrument, da? Că nu este un instrument care în mâna unui trader bun aduce un rezultat. El lucrează cu instrumentul dat și la un moment dat, adică nu lucrează, ce faci? Ești aruncă instrumentul, îl duci caută. Două, trei tranzacții, două mega, în minus, una profit, instrumentul ăsta nu pentru mine, mai alt. Da, asta e ceva des întâlnit la trei de începători, asta știți cum ca la pescuit, duci la pescuit, ai aruncat unde, să ai vestul prin viești, stat o oră de vreme, duci în altă parte. N-a duci la alt loc, da? Tot dacă ești atât de ziua râmbli de un loc pe altul și rezultatul în final nu-l ai. Dar este nevoie de răbdare în tranzacționare, este nevoie de analiză, de ce este analiza tranzacțiilor, trader-ul fiecare săptămână sau la fine săptămâni, indiferent că este piața voluntară sau piața de mărfuri sau piața energetică, este nevoie ca traderul să facă analiză, să depisteze greșelile care le-au făcut, de când cele 20% care au luat minus, iar și acolo trebuie de analizat foarte bine. Trebuie de analizat pe foaie, cu pixul, de scris toate greșelile, de luat o concluzie, de făcut careva adoptări în instrumentul, da, nu de schimbat radical în instrumentul, dar de adoptat un pic și de mers mai departe. Și tot așa mai departe sunt traderi care deja au mai mult de un an, doi tranzacționare și îi folosesc pe cei strategii și au rezultat foarte bun. Dar sunt traderi care fug în fiecare zi sau fiecare lună de pe strategii pe altă. Tot caută, tot aud ceva informații. Nu vă dați repede dus sau cineva să schimbe repede părere. Da? Adică, dacă eu cred că eu doar să crească, după analiza mea, nimeni nu mă poate convinge că el a zis în jos. Evident că sunt traderi care e încăpățânat, da? El nu, el vrea să crească și atât, eu mă refer la după baza strategiei mele. Dacă el arată mie bai, eu cred în trăsa. În mare parte, traderul când are o strategie bine pus picioare, nu înseamnă că strategia lui e bună. Înseamnă că încrederea care el are față strategie și asta omite automat emoții. Vă dați seama, toți deja cunoaște, poate are automobil care are autopilot, da? Adică sau măcar se menține de bază. Și la început, când asta ați pornit autopilotul, ați lăsat automat mâine de volan? Nu, e o mașină și nu dacă ceva nu merge, da? A început să temi și ții volanul, chiar dacă știi că îți menține bani. După o perioadă, deja, în baza încrederii care a crescut față de automobil și tehnologie care este, deja îți permit să lăști mâine de volan și stai neliniștit când e într-adevăr merge după bani. Așa și trader. La început el folosește o strategie, dar el are dubii. Aici nu văd parezita la trader. Da. Da, să duci înapoi. Da, că să duc în minus. Dar lasă să duc în minus. Și nu, să duc în minus, să iei tu plus, să-ți faci o analiză, să depistezi greșeala, a să iei o lecție, a să înțelegi undeva cum este greșeala. Dacă deschisă după trend, trebuie să acolo unde trebuie. Răbdare. Sau mai devreme sau mai devreme. Eu știu acolo unde trebuie. Pentru că are strategie, el în strategie, ca la, nu știu, ca la lucru. El nu are emoții din cauza că el a văzut viața, el a văzut strategie, a combinat, a văzut intrarea bine, nu a văzut intrarea nu, treci la alt instrument. O trecut repede ca pe cartă, așa, pop, o trecut toate instrumentele, o găsit două, trei, între, pune o schis tranzacție, pus o pot de cron și reușit pe piață. Și factorul uman, emoțiile pe dânsul nu sunt dușmani. El practic nu suntem mic și atunci îmi faci rezultate. Când traderul îți vine o tranzacție după o strategie nouă și el nu are încredere în trânsa, ce faci? Întâi deschide tranzacții, el poate pasa să stai profit, stop loss, dar uneori trader nu pun stop loss cu gândul că e o bursă, se întoarce înapoi pentru istoria se repetă. Și tot stă la fiecare oră și se uită la dânsa. Tot la dânsa merge leacă în profit, o, bine. Și leacă în minus, noi bine. Retrăiește, apar emoțiile, apar dubiile, fiindcă el n-are încredere. Dar dacă cumva strategia mie nu-i bun. Dar poate ei, cred că trebuie și ala că m-au uitat sau persoane ce care m-au uitat nu are dreptate. Dar mai bine să închid tranzacția în 10 puncte decât să duc în minus. Da? Asta sunt emoțiile care noi bine. Și noi trebuie să scăpăm de ele, dar scăpăm atunci când avem încredere în instrumentul care am folosit. Dar nu este tema de astăzi, asta am vrut să spun să le explicăm încă o dată că, într-adevăr, strategia trebuie formată personal, trebuie să vă creați traderul din dumneavoastră, să nu ascultați nici double case, să nu ascultați nici alte persoane, fiindcă sunt traderi chiar și în sală care urmăresc, sunt înregistrate în canalul nostru de Viber și urmăresc prognoze și analizele noastre. Și noi tot timpul spunem, analizați și verificați, adică puneți-le una lângă alta, comparați-le, dar sunt traderi care liliene să facă analiză, ce fac? O, acolo cineva a publicat, dă eu, într-adevăr, bani, dă-ți bani.
sell. Fără mare analiză, fără să pui capul mișcare. Și în final, el poate să iei profit, el e minus. Ori strategie, ori trader ești profit și minus. Și uneori, de exemplu, sunt cazuri că trader din 10 instrumente care s-au pus în un grup dat, el ține de pe un instrument și cealaltă mă aduce în minus. Și gata, el s-a dezamăgit, el a aruncat. Poftim? Da, sunt și tradere care își caută din aici eu aș mai adăuga un moment. Expertul care a făcut sau consultantul care a făcut această analiză, el poate transfernează un depozit de 3, 4, 5 ori mai mari decât îl are însuși traderul care a luat aceste analize. De asta e foarte important ca voi să vă formați scopul. Pentru că, de fapt, nu e problema în strategie. Fiecare strategie mai mult sau mai puțin profit aduce, precum și fiecare afacere profit aduce. Dar deja care afaceri noi alegem? Asta e altă întrebare. Scopul nostru. Eu sunt sigură că la majoritatea dintre voi scopul nu este format. Eu exact același lucru le spun și la trei mei chiar de la partea practică. Formați-vă scopul. Pentru că, iată, majoritatea traderilor ce spun, ei dacă o să facă 1000 dolari pe lună, asta o să fie... Cât mai mult, mai bine. Sau cât mai mult, cu atât mai bine. Ăsta este răspuns. Cum noi să facem un business plan dacă nu este format scopul? Ce înseamnă asta cât mai mult, cu atât mai bine? De asta e foarte important. Ți-ai plasat, ți-ai îndeplinit planul. S-o primit că ai îndeplinit planul mai devreme. Te-ai oprit. Pentru că asta e afacere, până la urmă. Ne-am oprit și am așteptat luna viitoare. Iată așa se formează. De urmă traderii foarte repede cresc, foarte repede cad. Eu nu fac profit. Păi cum nu faci? Profitul ai făcut, strategia a lucrat, dar te duci în minus. Nu din cauza la strategie, dar din cauza că nu este scop. Paradoxul este, eu primă aici, când deja începe să începem cu piața de energie, dar paradoxul este că noi ca trader și pe urmă ca consultanți financiari, pentru că noi toți am avut un început, toți începem la același nivel. Dar la nivel de începător trader, fie de depozit de 10, de 5, 20, 30, 40, nu contează, toți fac aceleași greșeli. Adică toți calcă aceleași greșeli. Noi, din baza experienței noastre, din baza experienței deja traderilor noștri, tot timpul dăm, recomandăm traderilor, dăm sfaturi deja trecute în spatele nostru. Dar de regulă traderii spun, ei, la mine este altfel. Da. Și îți duc acasă, fac aceleași greșeli care le-au făcut, eu personal poate le-am făcut, poate din trader și punem-ți la practică, nu faci asta, pentru că asta nu lucrează, lucrează ca asta, asta, asta. De regulă trader iarăși într-o piață fără un plan, fără un scop, într-o piață fără o strategie, într-o piață caotic, fără analiză, copie o analiză, caută și cred că sunt traderi care face și în sală, dar n-a să recunoască, au și careva grupuri de Telegram și așa mai departe. Aceleași povești se repetă de fiecare dată. Evident, sunt traderi excepți, traderi care ascultă din start, merg după și ascultă sfatul și evident că rezultatele sunt alte. Ok. Aici ai spus? Da. Eu vreau totuși un pic de paranteză. Mie mi-e foarte interesant. Eu văd că mulți dici sunt de la oficiul Alexandrie. Vreau să înțeleg cum voi vă faceți scop. Lunar. Doresc de procente lunar, 5 luni, doresc pace. Așa. 20% lunar. Ok, spre exemplu, spre exemplu, voi spuneți că, vreau să spunem, noi vrem să facem 3.000 dolari pe lună. E bine? Independent ce dorim facem cu depozit. Presupunem, așa, cum voi faceți acești 3.000? Într-o zi? Într-o săptămână? D'acord. Deci acești 3.000 dolari, ei se împac la câte zile lucrătoare noi avem. Primești că 20 de zile lucrătoare plus minus. Dacă noi să împărțim 3.000 la 20 de zile, cât o să fie? Per zi. 150 dolari, da? Așa, să-ți primești 150 dolari. La tranzacționarea cu un lot, 15 puncte. Pe zi, noi ne trebuie o tranzacție cu un lot care să ne ofere 15 puncte. E greu? Nu. Numai că noi ce-ți primești? Am schis tranzacția și noi am automat. Din 3-4 tranzacții, noi am făcut 3.000 dolari. Și pur mâna, parcă intrăm în tupic, da? Ce faci mai departe? Păi cum, eu din 3 tranzacții am făcut 3.000 dolari, până la final de lună eu ajung la VIP, corect? Și iată, de aici se începe toate urcușurile și coborâșurile. După business plan, spune, ai făcut, te-ai oprit. Acum un trader de meu în luna aprilie, undeva am rugat-o să vii la Mastercard, dar nu vine.
cuiva am arătat poza, a făcut în primele săptămâni din luna aprilie, adică luni, 11 aprilie, a făcut planul. Trebuie să fac $3000, a făcut $3600. Mă scuz duminică, seara, luni, bună ziua, aia că a făcut planul, zic ok, bine, ajunge, luna e aveți încă jumătate de lună, nu mai faci nimic, eu vă recomand o săptămână să faci o pauză, dacă mai știi ceva timp și poate să fii careva între, nu spun chiar deloc când schiți tranzacții, dar măcar schiți acolo cu 0.5, cu 0.2, că se capătă o experiență, dar cu volum mai mic. La urmă, cum vrei, ce răspuns vezi, Andrei? Cum știi, chiar de loc. Și zic, stați o leac, deci ce măcar o leac? Deloc, e că o săptămână faci o pauză, lăsați că motorul și în creierul neastră să ia altceva să obseze. Dar care e logica să nu faci nimic? Pentru că când e euforie, să vă spun din propria experiență? Da. Când e euforie și când începi a face cafe, și îți duci... Deci întoarci mereu la prima întrebare, care este planul? Dacă nu am făcut plan să fac $3000 și nu am făcut în două zile, apoi eu când trebuie să urmă ce să fac, spui că îmi pot? Nu, 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 nu restul unii. Evident că trebuie un plan. Da, poți să fac mediul, uneori piața merge foarte bine, mai folosești în tot adăugări, merge adică euro-dolar sau chiar același un adăugări. Da, se deschide ceva tranzacție. Nu risc. Merge corect pe plan, schide două, trei tranzacții, piața merge bine, mai există o noutate și într-adevăr de două, trei tranzacții își face planul lui lunar. Spre exemplu, luăm exemplu dat. În primul rând, trade-ul nu înseamnă că el toată luna trebuie să ne facă nimic. Eu fiindcă, în primul rând, el trebuie trade-ul să schimbe piața pe timp ca să trăiască cu domeniul dat, să aibă o experiență, să scape experiență. Dar măcar o săptămână, măcar 3 zile, măcar da o săptămână, el trebuie să uite de piață. Creierul lui trebuie de ce? Pentru că dacă el intră în același moment de piață, câte cazuri mă gândesc de genul dat, că trebuie de luat o tranzacție profitabilă pe brand, pe TI, și pentru un 50 sau un $200 sau $200, de să ne facă pe $200 și gata, piața ajunge. S-a dus în minus și a pierdut profitul care l-a făcut în ziua aceea. Dar spuneți de euforie, eu vorbesc de plan. Eu vorbesc de euforie. Păi plan. Dar el în viața lui nu a văzut $3000 și l-a trecutat, apoi el le-a putut dat și un cap. Nivelul de depozit este diferit, da? De acord, ceva, a văzut $1000, ceva, $10000. Cum îți dublezi, triplezi, să mergi înainte, să fie un plan. Să-ți nu stau în ăsta, un milion. În așa caz, recomandăm la trader nu să mărească volumul. Atunci când ajunge de euforie, mărește. Aveți dreptate, mare parte aici. Traderi sunt de trei tipuri. Care vor să construiască depozitul, care vor să dublează și care vor să aibă venit stabil. Depinde de ce categorie este trader. Dacă trader, de exemplu, merge pe dublarea tipului depozit, evident și el își mărește riscul. El nu poate să meargă pe dublarea tipului depozitului cu un risc de 5%. Asta rare ori se întâmplă, când adevăr nu e. Pe lună ajungem la, sunt traderi care și eu personal ajungem la 50, 60, 70% din depozit a făcut în luna asta. Da, piața merge bine, am prins o impuls acolo pe proiect direct, indirect, cross cursuri, piața de mărfuri, ai deschis tranzacții și ai făcut, spun, 80% din depozit. Da, dar asta mă refer traderi începători, sunt niveluri diferite de traderi. Nu putem compara un trader care are runde zile și a deschis tranzacții și a făcut acolo $3000, care el într-adevăr poate nu a făcut niciodată și trebuia, e primul lui rezultat și el de emoții, faci foarte multe greșeli și nu punem cu traderul care are o an de zile, care el deja se poate controla emoțional și poate să facă și 120%, dacă el poate controla asta. Asta e fix aceeași situație ca în conducerea automobilului. Situația când se derapează de pe autostradă, da? Adică este zăpadă și terapiez. Sunt persoane care prima oară sunt la automobil și în situația de asta intră în panică și evident că nu se descurcă în momentul dat și fac, sunt în ceva. Sunt persoane care chiar dacă derapează, ei pot controla, ei știu ce să fac. Ori m-a întâlnit așa situație pe piață, ori s-au antrenat sau au trecut careva cursuri, sunt așa cursuri de, nu știu, Republica Moldova, dar în alte țări sunt agresivne vâjdenia sau ceva genul dat. Sau, adică în situații de ploaie, zăpadă, când nu e ok, se învață. Da? Cum se procedează în situații de dat? Și anume, depinde de experiență, depinde de timp, depinde de pozitul cu traderul. Dacă să vorbim după traderi începători, este recomandabil că el o fac o pauză și chiar când ești în minusuri. Asta este partea bună, dar sunt cazuri când toți traderii care sunt pe real au avut așa situație, o săptămână sau o zi, unii s-au dus tot pe minus, s-au stop loss. Da, e că am avut în anul 2021 vara, am și un an de zi, luna iunie,
am deschis 5 tranzacții, dintre care toate sunt stop loss. Eu nu știu ce a făcut atunci, nu știu cum a făcut analiza, primul ne-a scris pe file, dar ceva la nivel de direcție sau chiar a fost o voluntare. Am deschis toate sunt stop loss. Eu 3 zile n-am intrat pe piață deloc. Adică eu am închis rotorul, în ziua ce n-am mai făcut nimic, a doua zi nici n-am vrut să mă pe piață, din ieri, și numai 3 sau 4 zile am intrat pe piață și am început să fac o analiză, am analizat de creșterile și în decurs de 2 săptămâni am recuperat tot înapoi. Adică sunt mai mulți factori. Aveți dreptate, dacă traderul din stat vine cu scopul că el vrea să dobândească depozitul, are posibilitatea, piața dă posibilitatea, dar. Dar să nu fie cazuri care când traderul ajunge la un nivel, el nu se poate opri, fiindcă el vrea să facă mai mult și îți duce în minus. Deci uitați, direct cum se întâmplă. Aici merge vorba de oricare instrument, vorbim chiar și de piața de mărfuri. Deci avem, spre exemplu, incertitudine. Acum traderul ce facem? Este incertitudine, hai eu deschid o poziție, un pic de străbate, deschid o poziție de cumpărare. Tranzacția este cu un loss, pentru că eu un pic nu sunt de acord, parcă îmi pare că trebuie să întoarcă înapoi, parcă și impuls, dar parcă și corect, dar parcă nu știu mai ce, nu încredere, hai deschid tranzacția cu un loss. Prețul crește, respectiv de aici crește și încredere. A, stai un pic, totuși merge, hai eu să folosesc metoda adăugării. Dar ce cu un lot, la sigur prețul o să crească, hai eu să folosesc două loturi. Așa, am intrat cu două loturi. Deci, prețul iarăși crește încrederea, dar de ce cu două loturi? Păi prețul o să crească, hai să-i intre cu trei loturi. Și mai deschidem cu o tranzacție cu trei loturi. Deci prețul iarăși crește, dar de ce? Cum am putut să intru cu un lot? Hai să mai deschidem cu o tranzacție și mai intru cu cinci loturi. După care, deci, vă formează o combinație de lumânări, toată umbra aceasta e de ajuns să ajungă până la tranzacția dată și tot minusul ăsta cu cinci loturi vă acopere tot profitul care vă l-ați făcut până aici. Iată, ăsta e la nivel psihologic. Cum de regulă ar trebui să fie în cazul dat? Invers. Chiar tot secretul. Nu e problema în strategie, dar în emoții. Noi despre asta vorbim. Ok, dați să începem cu tema de astăzi. Noi astăzi avem piața energetică. Nu știu cine transmează activ piața energetică și investă pe piața. Da, am înțeles. Deci traderii, într-adevăr, iubesc piața energetică? Da, în primul rând, ei oferă o analiză tehnică bună, adică ei merg tehnic aceste instrumente, dar și fundamental au o influență destul de mare. Vom începe cu petrolul. Ok, ce noteți recente acum sunt ce legate de petrol? Hai, cunoașteți. Eu om înțelept după părerea mea, eu tot timpul spune așa. Niciodată să te gândești cum să economisești, gândești cum să faci bani. Și așa nici nu vreau să mă gândesc cât e prețul la motorină, mă duc, mă amintesc, când vă recomand ce lucru să faci. Adică, când creierul meu se gândește la asta, nu are nicio influență sau nu poate influența prețul care să fie. Nici cum. Nu știu cum să influențez eu ca să prețul scadă sau să crească. Dar cum să fac bani, eu pot să influențez. Mai mult sau mai puțin. Deci, nici nu vă concentrați la asta, dar la nivel internațional. Ce face piața. Ce factori fundamentale de știri? Discută eu mă rog pentru lucru. Da, asta discută încât la început. Nu, se discută el mai activ și chiar dacă încă nu s-o luată decizie, discută cum o vrei eu tot. Apropo, ce-o spus obiect? E tare interesant. Da, deja piața o reținut, piața o reținut. Ce-a spus obiectul? Cine cunoaște? Că au stat în telemier și s-au apropiat, da, au venit și-a spus trebuie de închis de nu mai cumpărat de petrol de la Rusia, de oprit extragerea de petrol rusesc. Ce-a spus obiectul? Nu spun, că nu mai este masa acoperii. Masa acoperii asta. În mare parte, o refuzat, tot este un factor foarte important. Plus, sunt țări, cum ar fi India. Ce-a spus India? Fiindcă s-au dus foarte mult tratativ cu India, e o țară care, nu știu, pe timp, e top 5 sau top 10 țărilor care importatoare de petrol, care consum petrol. Ce-a făcut India? De ce? Pentru că pentru economia asta e rentabil, pentru orice stat e rentabil ca să primească resurse ieftine. Evident că statele mergi știe și foarte mult negociază cu prim-ministrul, mai ales Biden, negociază cu prim-ministrul Indiei, dar în final nu a ajuns la un acord mit, adică Rusiei, încă Indiei este convenabil ca să statele europene să oasă cu restricții, mai dure ca prețul la URUS, asta este marca de petrol la Rusie, să fie mai ieftină, fiindcă să fie mai departe o cădere încă de 30%, și pentru statele mai slab dezvoltate, asta este o posibilitate de a cumpăra petrol ieftin.
ceea ce lasă aibă statele europene, ceea ce lasă aibă America. De fapt, America, câte procente din petrolul sau consumul de petrol este rusesc? Nu e nimic. Aperi, 2%. Asta, în mare parte, este, știți cum, ei că au spus, ei la început au spus că ei renunță la petrol rusesc, asta este egal cu 0%, aceste depozite la spam rezervelor lor proprii. Dar, evident, pentru zona euro, pentru noi, evident că asta e factorul destul de puternic, pentru că acum, ce făcut Italia? Ce cunoașteți? Da, pentru a un pic, pentru că Europa, într-adevăr, este dependentă de resursele ieftine a Rusiei, inclusiv și Republica Moldova, inclusiv toată Europa. De asta și toată lumea. Nu vor totuși până la urmă, aprobe un pachet mai agresiv de sancțiuni. Evident că și Rusia cunoaște asta foarte bine, dar în final, toate știrile date referențează pe termen mai scurt, dar și pe vedem o alternativă în viitor, pentru că înțelegem că nu poate toată lumea să renunțe la petrolul rusesc și, din contră, pentru careva state, asta este un avantaj. Da? Cum ar fi China, care este top 1, 2, când e locul 1, 2, la nivel de consum de petrol. Și apropo, ce s-a mai întâmplat în China acum? Ce legat de petrolul sunt așa? Da. Shanghai? Da, da. Cu la noi restricții stricte în Shanghai și legat de COVID. Da, într-adevăr, la noi Republica Moldova, adică este și cu conflictul dat, s-a uitat de COVID. Știm că mai discută de acest virus, dar în lume situația nu este atât de bună și într-adevăr s-au pus restricții și au fost inclus în carantină regiunea, orașul dat, și evident că iarăși au influențat asupra petrolului. Fundamental, încă ce mai vedem, ce mai cunoaște? De ce vreau să discutăm toate anume fundamental și când scrie graficul, suntem fundamental și tehnic cum s-au reflectat toate punctele de date. Și la ce să tragem atenția? Încă? Practic, aici sunt cam toate noutățile fundamentale. Și mai este un moment, de ce prețul, concret, de ce prețul așa de, așa de mult a crescut anume pe petrol? Este o fiară. Putem? Este cerere. Este cerere. Cerere și nu e mult ofertă. Adică... Nu, da, în bază, cerere și ofertă, timp de piață, sunt mișcată în bază, cerere și ofertă, este ofertă, este cerere și mai departe. Dar este un factor care s-a reflectat foarte bine la criptomonede, la Bitcoin. De ce oamenii nu sunt gata să cumpere un activ când el costă, de exemplu, 10 lei sau 20 de lei? Eu vă spun că reuca dată e costă acum 2 lei, dar în viitor poate scoate 200 de lei. Și nimeni n-o cumpere acum la 2 lei, pentru că 2 lei și pentru ce nu cred că se piață. Dacă ne-a să ajungă la 20, nu, poate a scumpă. Dacă n-a să ajungă la 50, tot a să mă gândesc. Dacă n-a să ajungă la 150, eu sigur o să cumpăr. De ce? Pentru că eu să nu pierd, să fiu în rând cu lumea, să nu pierd această posibilitate, îmi trebuie să crească la 200. Și în cazul dat, prețul crește foarte puternic. Asta e un factor psihologic pe piață care se reflectă la foarte multe instrumente, mai mult la acțiuni, piața de capital, piața cripto, când oamenii sunt gata să cumpere la un nivel maxim. De ce? Fiindcă, nu știu, este un efect de turn, fix așa cum s-a întâmplat cu combustibilul în Republica Moldova. Când a fost prima creștere, după acest conflict de acum în luna parte, erau cozi la benzinării. De parcă gata să știu lume și n-ați mai fi benzină. Toți au cumpărat la preț maxim. Sunt persoane cunoscuți care eu... Categoric am fost pentru scumpere, eu cumpărat tone de motorină și benzină să fac rezervă. Și toți au cumpărat la prețuri de vârf, care acum prețul e bun eu mai ieftin. Toți au cumpărat. De ce se întâmplă asta? Este un factor psihologic care, anume tehnic de piață, s-a reflectat foarte bine. Eu spuneți grafic, dar să înțelegeți ce eu vorbesc, ca să fie o claritate. Pentru că noi am mai făcut masterclass-uri cu prețul la brand VTI și evoluția lui mai departe. Și erau niște nivele pe unde maxime trebuie să crească acest prețul la aceste instrumente, și anume se vede că depășește un preț anumit, prețul brusc crește într-o direcție. Evident că factorul fundamental, dar nu și factorul psihologic. Că eu n-am să reușesc să cumpăr. Și eu n-am să reușesc, evident, cine cumpăr la preț scump? Nu, asta sunt mai mult. Practic toți cumpără. Acum așa vă explic. Precum criptomonedele. Da. La mine un prieten spune, știți de ce am în domeniul ăsta? Pentru că undeva prin anii 2015, cineva lui a propus către 100 de bitcoin la 2000 de euro, cu așa preț. El nu a vrut, atunci nu a vrut. Cine credea atunci în criptomonede? Și acum îi pare rău. Dar acum deja nu mai este momentul potrivit de a cumpăra cripto. Asta se vede și la cripto.
nu știu cum ne aștept, dar noi suntem în domeniu și avem persoane care sunt persoane care investesc, după care se formează. Sunt persoane de categorie cerdat și asta a fost anul trecut, în 2020, când după anul nou a început bumul de cripto, luna februarie, martie, când am avut 40-50, veneau persoane din diferite sectoare care n-au nici legătură cu domeniul dat și te-am cumpărat Bitcoin la 50 să mai crească și te-am cumpărat la 60 ca să mai crească, zic, nu, îți fac corecție. E cum, dar pe l-am cumpărat. Da, și au investit oamenii fără cunoștință. Da, era foarte mediatizat, toată valuta. Acum au căzut, iar s-a oprit valuta. Cum ați crească chiar la 60, 70, 80, în ca să ajungă și etapa dată, iar să scute și să fie oameni care scupe și la 80.000, la 100.000. Asta e factor psihologic. Ceea ce vorbeam pe piață. Este graficul pe stăcină. Brand, nu contează, brand să vedeai. Noi când am vorbit atunci ultima oară, vorbisem despre posibilitatea până unde poate... Au curs secundă, vreau să te spun un indicator. După vărtorul un instrument care foarte are prefer, Fibonacci expansiune, am stabilit că nu ne poate să crească tehnic acest instrument. El poate să crească tehnic până la nivelul 161.8. Adică mai departe, nici Fibonacci, dar nici după nivele, nu poate să fie mai departe creștere. Și evident că asta este o creștere tehnică, normală, da? Adică cere și ofertă. Crește, prețul are nevoie de corecție, are crește, se vede că ești gata, cumpărătorii nu mai au putere, se vede că posibil să forma și o divergență aici, dacă punem în CD-ul, dar că numai până zona asta. După care, aici străbate nivel foarte puternic și în istorie, dar după Fibonacci expansiune și face un boom, se duce în sus. E că anume, asta a făcut și criptomonede, asta a făcut și petrolul, evident că și-a fost un factor, este factor fundamental, situația care este geopolitică care s-a format. Dar în mare parte, este mai mult un factor psihologic, că dacă puneți data de 24 februarie, un milion. În 24 februarie. Încă mă rog. Da, pe 25 eu crezi. Da, e aici. E aici 24 februarie. Asta e graficul de 1, 24 februarie, că este lumina. Adică el a crescut, după care aici deja factorul psihologic. Și sunt trader, poate care au deschis bani de aici. Adică el lasă mai crească, duc și mai sus. Adică asta e factorul psihologic pe piață. În așa situație, traderii, fiindcă noi traderi, ce suntem? Suntem persoanele care face profit de diferență între, da? Suntem speculativi. Da, companiile care produc petrol sau produc benzină sau rafinează, da, corect, rafinarea petrolului, ei sunt nevoiți să cumpere, că e scump sau ieftin, trebuie să cumpere pentru că este afacere. Dar traderi în așa situație nu trebuie să intre pe piață, pentru că asta este, noi trebuie să întrebăm pe mișcări tehnice. Asta cere și oferă. Asta este factorul psihologic. Evident că după asta au avut nevoie de o corecție, face o corecție și mai departe. Cum credeți? Ce-ați fac petrol? Hai, dați-mi. Factor fundamental tot spun că... Trebuie scad. Cascad sau cascades? Trebuie scad. A vă scad sau cred? Cascad. Dați vă rog în uifle. Dați așa cum te-am analiză tehnică. În mare parte, eu sunt mai mult tehnic și înțeleg prețul în plus de tot și piața acum se miște. Tehnic, puniți, vă rog, punctul ista și punctul... Așa, disponibilitatea. Da, corect asta. Da, mare parte și dăm o cădere pe acest instrument. Vrem sau nu vrem, la așa nivel de impuls, piața are nevoie și de o corecție. De ce ne așteptăm la o corecție mai adâncă, până la nivelul de sport în perioada de weekly? Evident, fundamental, prețul poate să continue să crească, dar eu sunt de părere, oricum, situația dată geopolitică se tensează, trebuie să așteptăm o corecție. Vrem sau nu vrem, trebuie să fie corecția dată și eu sunt de părere că piața acum de vezi semnale să înceapă o corecție mai adâncă și eu aștept undeva până la nivelul punctului maxim de anterior, până aici. Aici e un nivel foarte puternic care să ajungă până la studiul istorie, dar și acum format. De ce ne așteptăm la o corecție? Piața are nevoie de corecția dată, piața are nevoie ca să fie... Sunt două momente cum poți scade, deci termen scurt și termen lung. În primul rând, iarăși, intervin companiile și intervin, spune așa, companiile sau fondurile și traderi speculativi, care fac profit pe diferența de preț. Sunt doi participanți, spune în mare parte. Și evident că când piața se ajungă la un nivel potrivit pentru a face intrări speculative,
Asta să fie prețul nivelul cât aici să mergi. 95.40. 100. Când creștem, nivelul 100 este nivel psihologic puternic. Toți să fie gata să cumpere la 100. Evident că ar fi o creștere, o tentativă de creștere speculativă pe perioadă scurtă de timp, dar oricum, mai departe, ori va forma un asemenea trend așa, un mic lateral, ori va forma o corecție mai adânc. Vom vedea. Eu aș spune că chiar dacă noi să uităm în daily, deci ei se observă că se formează într-un unghi. Și cei care au poziții de cumpărare, aș recomanda ca să mențineți activi azi până la următorul nivel. Nu cred că el o să noiască nivelul dat. Iată. Deci ați crede, crește puternic în 1000 de puncte. Ia să dacă sunt, aici se poate ușor cu metoda tălgării și putem să prindem preț chiar de la cel mai micut preț. În creștere. Așa, în momentul care este, fiindcă, nu știu, dar eu am trader care au deschis tranzacții de bai, au nimerit în factor psihologic și acum se dau într-un minus. Ideea este felul următor, că tranzacții de cumpărare, prețul la petrol într-adevăr a scris. Deci, fiind că, într-adevăr, resursele de petrol scad de an ce trec, da, adică ele sunt o limitată resursă, plus la asta, organizația OPEC și toate ne, timp asta ca să creeze un preț, să fie prețul scump la petrol. Deci e mai departe să avem prețuri și mai mari la petrol, acest combustibil, dar pe o perioadă scurtă de timp este nevoie de o cădere, este nevoie de o mică oprire. Asta reprezintă și într-adevăr și figura dată. Și toți acum și toate companiile așteaptă prețuri potrivite de a cumpăra. Și evident că depinde foarte mult de intrările lor, vor fi pe perioade scurte de timp sau pe perioade lungi de timp, adică contractele futures. De regulă, înainte de toate situațiile, contractele futures erau pe luni de zile. Adică companiile s-au profesional cu o lună înainte. Da? Acolo, pe cală, vedem cum ar fi, în primul rând, companiile trebuie să găsească alternative. Statele europene, ei deja caută alternative când nu mai poți să iei petrol de la Rusia. Și evident că se iei din altă parte. Vedem că astea deja sunt niște cheltuieli mai mari. Transportul, asta e cea mare problemă, apropo, la piața energetică, transportul. Și vom vedea deja cum s-a reflectat. Asta vedem cum astea se iau de triunghiul dat. Triunghiul este o figură de incertitudine. Asta foarte mult înseamnă formarea acestei figuri pe piață. Vom vedea unde va fi străbătută, dar sunt de părerea că mai mult deja ne vom orienta la tranzacții de vânzare pe o perioadă medie de timp. Dar iarăși, triunghiul este 50-50, niciodată nu încercați să presupuneți cum să meargă triunghiul. Am încercat asta, nu lucrează, asta poate să vedeți și coincidență, că să meargă unii, îi spus tu că să meargă bani și mergi în bani. De regulă, cel mai bine, clientul atât și bani stop și să-l stop, evident că el poate să facă asta o simplu corecție și meargă mai departe bani. Cum a spus domnișoara Elena, este un nivel și foarte bun, de aici trebuie la tranzacții de bani mai departe în sus. Tranzacții de vânzare perioadă scurtă de timp. Nu trebuie de aruncat tranzacții de vânzare perioadă lungă de timp, pentru că piața, ce înseamnă corecție? Tot timpul am spus să fie clar corecție. Corecția astea sunt puncte sau strategii de intrare pe tranzacții mai lungi de timp, mai ales într-un timp crescător. Adică, sunt companii care au rezerve mari. Adică lor, nu le, lor le lucrează la cantități mari, dar pe marjă de profit foarte micuți. Adică lor nu trebuie petrolul ieftin, lor trebuie un pic mai ieftin ca tot, este companii care foarte mult prelucrează. Adică, e ca luăm cazul trecut. Aici este impulsul, este corecția. Da, aici a intervenit, ce a fost aici? Omicron, am permis. Dacă nu mă greșesc, asta luna anul trecut, luna noiembrie, octombrie. Aici a fost o micron, am permis, a fost o cădere. Micronul a fost în decembrie, dacă nu mă greșesc. Știu că a fost o cădere foarte mare. Da, iar, e final. În mare parte, după impuls, când deja prețul ajunge la un punct maxim, deja companiile, ce înseamnă finisarea impulsului, când companiile deja finisează rezervele lor, traderii, din fonduri, închid tranzacții de vânzare, adică deja se epuizează, piața face corecție. Și sunt companii care sunt gata să schidă banii, deci indiferent ce ați fac piața mai departe, că duc mai tare, lor nu, ei lucrează pe marja de profit foarte micuță, dar vă luăm bani. Dar în piață sunt companii mai micuți, care ei lucrează, au nevoie de o marjă de profit mai mare, dar volum mai micuț. Și ei așteaptă ca prețul coboare mai jos. Și în mare parte, când aici spunește un impuls greu, tot timpul așa faci, prezi petrolul are așa, H1, H4, faci parcă corecție, corecție, spunește plus că sus. Aici deja au intrat o bună parte din participanți, asta 10% cei care intră cu volum mare, lor indiferent, ei sunt gata să întrebiți, adică ei au pus scopul în preț. Dar evident că sunt alții care nu pot intra aici, pentru că lor nu combinabil, și piața mai departe continuă tranzacții de vânzare. Până când între 50%+ din participanți pe piață, companiile astea sunt fonduri. Traderii nu intră în așa tranzacție, ci traderii intră după ce deja sunt confirmările, deja după nivel, că se răbate o oarecare punct.
Și atunci deja îți pornești un fenomen ăsta de creștere. Deci, tranzacții de vânzare sunt posibilități de a intra în tranzacții de bani pe termen lung, fiindcă discutam cu traderii, cu prețul să crească la petrol, și traderii care au deschis bani de aici, n-au nimeni tranzacții care nu va trebui de mine, care au ajuns aici. De ce? Schid bani de aici și au închid tot aici. Take profit. Take profit. Pentru ce să închidă take profit dacă eu de la prețul ăsta nu mai cumpăr, poate niciodată? Nu, când ați mai cumpărat aici? El n-a schimbat istoria aia, la nivelul ăsta, să ajungă aici. Și traderii au deschis tranzacții, au fixat că s-au monetat un profit micuț, prețul mai departe au deschis, da, eu mi-am deschis bani pe urmă de aici. Dar de la prețul ăsta nu mai deschis bani. E pierdut posibilitatea, da. Și puțin mi-a ținut tranzacții. Și acum toți caută cel mai ieftin. Cumpăr ieftin. Toți caută să cumpăr cel mai ieftin, evident, primul nivel la 100. Dacă aici a să intre o bună parte de participanți pe piață și așa, companiile mari a să intre cu rezerve puternice, evident, poate să pornească un impuls. Și când fenomenul ăsta se pornește cum este tot ce ne v-ați vrat, da? Când deja piața s-a pornit, uneori traderul se gândește, acum sau nu acum, am mâine să începe impulsul sau nu acum să începe impulsul. Dar când am să începe impulsul, uneori din cauza că noi ne temem de s-a pornit, noi începem a ține de bani. Și se formează efectul de turmă, gata, piața deja îți duce. Deci, tranzacții de vânzare, noi orientăm pe termen scurt până la nivelul 100, după care deja căutăm pe termen lung, fiindcă cei mai bravi traderi și cei mai care au rezultat cel mai bun sunt traderii care își formează airbag-ul. Niște pernuți care ei le au, pernuțele date se formează la traderi, este tranzacții în perioada lungă de timp. Da, e greu de să le menții. De ce cauză? Pentru că vezi acolo crește profit, da, e plus, plus, plus. Și e un profit mai sus, un profit mai jos și tu te gândești, dar de să închid, dar dacă aș duc înapoi. Și traderul renunță la pernuța lui și focusează la tranzacții scurte. Și el tot timpul are, spune așa, un punct slab. Traderul care are o pernuță, dar pernuța asta sunt piața de mărfuri, asta e pernuța, asta e piața de capital, cum ar fi indexul, acolo pernuță. Când traderul schide o tranzacție, pe perioadă lungă de timp. El știe că dacă perioadă scurtă, chiar dacă luna asta a fost în minus, el are pernuța lui care stă în siguranță, adică e profit total. Adică, de ce se întâmplă asta? Pentru traderul care are acest pernuț, că așa e airbag-ul la un automobil. Când știi că ai airbag-ul la un automobil și mașina e sigură, e ca Volvo, când au publicat date statistici, că s-au primit premii, nu mai țin minte, cea mai sigură mașină din XC90, da? Au primit premii de cea mai sigură mașină din Europa. Adică, au trecut toate testurile, da? Evident, persoana care se urcă la automobil, dar sunt sigur persoane cumpărate automobilul, dar nu din cauza la motivul ăsta, că e cea mai sigură mașină. Și el merge cu un credit. Și el stă mai liniștit. Așa și trader. Când el are o pernuță, el altfel face analiza, altfel se atârnă tranzacții, altfel se atârnă de minusuri. Și atunci nu influențează o mică cădere de piață, o mică o săptămână negativă. Nu intră în panic, nu intră în depresie, nu intră gata, nu știu ce să fac, și eu gata, domeniul meu e mic și mai departe. Eu aș spune că aici putem să abordăm un lacăt pozitiv. Pentru că atunci când este lacăt pozitiv, noi vrem, nu vrem, avem primele tranzacții care îi sunt în profit și chiar dacă teoretic noi ne decidem să intrăm pe corecție, în caz de ceva noi avem barurile acestea. Da. Asta în cazul în care el se folosește mai mult pe instrumentele care într-una cresc și la fel dacă totuși este frica aceasta, te-ai asigurat un stop loss pozitiv. Dar stop loss pozitiv trebuie să fie foarte, foarte aproape de unde a fost scris tranzacția, ca să nu se închidă prea repede. Și plus la toate, la tranzacții active o să fie plus. Chiar dacă unele tranzacții sunt în minus, fie în general o să fie plus și atunci traderul se simte mult mai încrezut. Dar la cât pozitiv, într-adevăr, cum spune domnul Cristian, e foarte și foarte greu de așteptat, pentru că ei, mai ales dacă tranzacția teoretic este într-un $5,000, spre exemplu, începe corecția și acolo vă vedeți deja 4, 3, dă mereu să închid tranzacția în plus 2000 ca să nu cumva să ducă mai mult în minus. Dar aici și răbdare și plus la toate, la prețul cel mai micuț, metoda adăugării. Bai, 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 eu am așa trader pe S&P. La fel cu lacăt pozitiv. Traderul ăsta, iată cum voi spuneți, deci eu trebuie să ajung la plan și să mă opresc. Voi cum credeți, el s-a oprit? Timp de o lună de zile, practic, și-a mărit depozitul cu vreo 3-400%. Pe S&P, cu lacăt pozitiv. Știți cum traderi începători, din cauza că n-au răbdare, știți cum e potriviu și ei nu știu dacă cât e un exemplu dat, dar vă spun că s-au început primii noștri motovieți toți în Turcia la mare, tot în curs, da? Și când ne mergi la o mare de asta și trebuie să buci din toate, și îți scăpi la toate, ai probleme cu toată albună.
fizici trader începător. El în primul rând trebuie să ieși din piața de mărturie, trebuie să ieși din piața de capital, nu vreau să ieși piața voluntară, și pe cripto, și ce e, și mereu, și mai mult, și de totate, și că atunci și intră în stare de euforie. Deci, trader începător îți recomandă primul rând zilnic doar piața voluntară, după care încet piața de mărturie și mai departe. Și într-adevăr, la pozitiv, asta e cea mai bună metodă de a tranzacționa pe corecție. Deci, la tranzacția care este deschisă, este trend, având, de exemplu, un buy deschis, nu contează la un nivel de aici, liber că puteți deschide sell de aici, de aici, sell, la cât pozitiv. Adică, când ne-ați poziționat, un profit, puneți în minte. Ok, astea sunt metodele de tranzacționare, și de cazii Petrov, ce păreri poate vreți să ceva sugestii. De asta trebuie să înțelegi un lucru. Ceea ce faci noi acum, te faci piața voluntară, tot timpul te duci într-o perioadă mai lungă de timp, într-o perioadă mai scurtă. În mare parte, orice piață, în afară de cripto, tehnic, practic, îți arată tot ce a să fie. Și uneori, când te duci într-o perioadă scurtă timp din cauza factorului psihologic în perioadă scurtă, traderul se uită și închizi, de exemplu, buy-ul aici. Sau închizi buy-ul undeva aici, nu contează. Deci, fiind chiar focusat doar aici, pe perioada ta. Și l-ai vrut că ți-o aici, duci piața în jos. Deci e tot timpul, dată la o săptămână, dată la jumătate de lună, tragi ochi în perioada de weekly. Și neapă sau daily, sau mare, de lunar. Nu are importanță și să vedeți cum noi astăzi se deschid ochii și să înțelegi, în general, piața unde se duci. Pentru că economia, prețul la petrol, la aur, el nu se mișcă la maxim și mini. El merge... Am deschis tranzacția de cumpărare brusc, să iei un impuls de 1000 de copii. Nimeni din... Da, sunt traderi care... au crescut foarte repede într-o lună, două, trei, din traderi dat din cauza că n-au experiență. Din asta e ca și cum deu ca mobilul, un bolit care îți pierde 200-300 de la oră. Din cauza fricii de experiență poți să pierzi control și așa traderi. Fac un profit, dar de ce fac un profit traderi începători? Pentru că ei stăruie să fac calitativ tot. Când începi prima oară să duci să faci o rubrică, duci prima oară la școală, cel mai bine te-ți învață în luna septembrie și octombrie. Te-ți cel mai bine învață. De ce? Pentru că ei se duc și ei, vse. Am spus că de-am făcut de învățat. Și luna septembrie învață toți bine, septembrie, octombrie. După care se începe. Acolo și o petrecere, acolo și un alt, așa se schimbă planul. Și așa tranzacționare. Traderii începători se stără la maxim. Scriu în caietele toți traderii. Au scris la prima tranzacție care sunt contra reală, au scris un caiet. Făcut după cum, după plan. A 10, a 20, a 30, a 100, deja nu-i scris după plan. Deja nici analiză, nu mai este făcută nimic. Da, traderul repede faci tot din vânt. Adică asta e ceva normal, dar principalul să înțeleagă traderul că piața de regulă selectează traderul. Ce înseamnă selectează? Dacă traderul este făcut un profit mai mare și el nu se poate de s-o autocontrola, piața autocontrola zi, adică repede a pune picioare. Da, invers poate fi. Dacă traderul duce minus, pentru piața este că el, dacă faci o analiză, iarăși își recupere tot în piața ieși de... Asta e ceva normal. Nu trebuie să fie chestia că eu sunt trader pe nasa nu știu milă. Niciodată să ieși. Ok. Cu petrolul. De ce ne-am zis o perioadă mai lungă de timp? Dați o perioadă de cash 4 de care îți face. Să vedem ce posibilități are perioadă de cliente de timp. Așa. Într-adevăr aici. Cineva a înțelat rândul așa despre este tot. Da, perioadă scurt de timp ne-am monetat la lanții de vânzare. Puteți să-l țină din asta. Pentru că avem e ca așa. Aici. În jos. M-am gândit ca să ajung la punctul ăsta, nu am ajuns la punctul dat, în cazul acesta, de regulă, noi știm că figura de schimb, vârf dublu sau vârf triplu, după teorie, după tot, după lectură, trebuie să fie vârful ăsta egal, ca să fie vârf dublu. În cazul că nu este vârful ăsta egal, el de regulă asta e triunghi, sunt un triunghi care se primește cu aceeași latură, cu latură dreaptă. Adică așa, triunghi. Și eu pot să fac a treia, duc în jos. Sunt așa toate, sunt aici, așa și așa. Figura schimbă trendul. Schimbă trendul, da. Numai figura dată sunt cazuri când nu schimbă trendul, sau iarăși, impulsul și corecția, este impulsul și corecție. Dacă ne uităm asta în daily, e așa. Dacă ne uităm în perioada mai scurtă de timp, H1, H4, asta se indică ca un trend. Și uneori se formează cu figură sus, care ce face? Schimbă, în H1 schimbă trendul. Dar în H4 semnalizează finisarea impulsului și începe din corecție. Deci aici ne folosim mai multe perioade. Și figura, după toate regulile care sunt, trebuie să fie egale aceste două umeri. Și în cazul în care nu sunt egale aceste două umeri, asta este triunghi. Și pus faptul că el nu a ajuns la linia gâtului, nu a ajuns în punctul ăsta, și s-a ajuns să-l picat mai sus, noi deja când unim aceste puncte, noi se formează un triunghi.
Între unghi, de regulă, noi nu tranzacționăm. Dar evident că noi vorbim de unghiurile care sunt mai micuți. Erau acolo 200 de puncte. Dar dacă unghiul este destul de mare, evident că noi tindem să tranzacționăm în el. Evident că acum dacă unim punctul maxim și punctul doilea maxim, evident că noi, practic, triunghiul iese din triunghi. Da? Dar noi după triunghi nu tranzacționăm. Adică este... Când deschidem bani? La străpoaterea punctului ăsta. Ultimul punct maxim. Sau acest. Ultimul punct maxim. Noi bine deschidem bani. Corect sau nu? Da. În cazul nostru, punctul maxim ultim este punctul ăsta în sus. Adică străpungerea triunghiului dată fi la 100% când va străbate acest punct. De ce? Noi aici trebuie să mergem foarte ușor cu nivelul. Nivelul orizontal, deja trebuie de punct, cărți, cărți sau zonele, eu le folosesc. Pierdem scărtele astea, în cazul că străbate sus. Evident că asta și asta până când nu străbate nivelul acesta, că dacă noi sunt bănaci, este nivelul 100 al lui Fibonacci. Nivelul 100. Până când nu al străbate, aici nu se recomandă tranzacții de cumpărat. Dacă ajunge aici, se întoarce înapoi, tot ce posibil ca să formeze. Ce? O schimbare de trend. Sau, pentru noi asta, în perioadă de scurt timp, a schimbare de trend, dar în perioadă lung timp este semnal pentru a intra în tranzacții de bani, perioada de lung timp. Adică schimbe bani, chiar până la nivelul acesta, pe nivel foarte temic, care noi trebuie să fim foarte testate. Dacă el lăsă bani mai departe sus, noi deja mai departe mergem la bani. La momentul actual, tranzacții pe de medie nu se recomandă, pentru că el s-a într-o zonă neutră, spune așa. Aici undeva poți fi 68, aici undeva poți fi, poți fi undeva 50, undeva aici poți fi 68. În cazul dat, când el s-a mai mult pe 168, noi nu facem nimic, până la 100. Doar trebuie de așteptat. Da, sunt parcă puncte, parcă se poate fac profit, dar nu se merită, deja așteptăm nivelul dat. El poate să străbat un pic. Nu vă grăbiți schimbi tranzacții de bani, așteptați o mică corecție sau o mică retestare a nivelului și apă intrare în bani. Aici sunt mai mulți scenarii cum eu le văd cum poate meargă prețul. Fix ce situație și pe viteaie. Da, la început astăzi parcă se forma confirmare de sell, dar iarăși evident, poate să-și trebuie că el îți fie sell, eu aici, da, el trebuie să-și trebuie confirmare, dar confirmarea de sell este și o zonă interesantă, care el trebuie să fie străbaterea punctului dat, intrarea în tranzacții de vânzare. Sell. Tocmai, sau intrarea în coridorul nostru, asta noi învățăm la prima, a doua lecție de practic, când schidem sau. Când intră înapoi în canalul vostru de trend. Asta e simplu, elementar. Întrebări? Poate vezi, Gilbert, poate să fie și așa situația, luând înapoi în canalul de trend, dar mai face retestare, nu? La ce? El poate să... Dacă el intră înapoi în canalul de trend, de exemplu, este punct de intrare în sell, dar cel mai bun punct de intrare în sell la momentul actual este că zona asta. Străbaterea punctului minim. Asta e regula care noi știm iar la doua lecție. Trendul descrescător, tot timp tinde străbat punctul minim. Dacă el nu tinde, nu poate străbat punctul minim, s-ar să faci. Deci eu, a doilea sell, sell 2, este punctul ăsta, punct cel mai bun de intrare. Adică la mine deja suntem să-l stop aici. Mie și punctul dat, totul, punctul mare. Da, eu aș spune totuși punctul ăsta e cel mai... Cel mai sigur. Cel mai sigur, da. Pentru tranzacții mai drumul. Dar asta îmi trebuie de cași 4, este până la următorul nivel sunt 7. Depinde din ce timeframe. Da, 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 da. Eu am pus timeframe mediu, cași 4, el pentru petrol asta e ceva, dacă mi-ați uitați cași 4, trebuie să mai departe în 2-1, cași 4, să uitați, să aveți o imagine. Deci îmi dăm în cași 1, ce se întâmplă. Crește. Prima de cași 1, el crește. S-a format aici două este figură de continuitate, asta apropo fiindcă are lumânări negre în această figură care nu permite. Dar s-a înfunclat. Evident, intrarea de săl e că este după zona asta. Deci, după punctul ăsta. Este intrarea de săl și intrarea apoi că și era intrarea de săl. Eu sunt de partea sus, nu avem decât nivelul ăsta cu mine în față să crească. Deci, în sus. Da, aici s-a format o figură mică de schimb. Suntem de profitat pe perioadă scurtă de timp, dar și chiar. Aici un potențial de profit 200 de puncte, plus minus. Cel puțin până la final de săptămână, cred că o să ajung până la următorul nivel. Eu cred până la fine de zi. Da, până la fine de zi. Cred că mâine el deja trebuie să fie aici, la nivel, da? Poate un pic să depășească punctul, da? De regulă asta, dacă... De regulă poate să fac 110-120% din totalul căderii, da? Să ridice un pic mai sus, după care o cădere de regulă poate fi până la nivelul ăsta, dar tot timpul a doilea umăr la figurii ca cumerii mei micuți ca prind. Și după care mai. În linia cât tot sunt senat, linia cât tot sunt undeva prietul ăsta.
și mai departe bani. Asta prin tranzacții de cumpărare. Dar până la momentul actual, când nu se întâmplă ori figură de schimb, ori nu intră în acest canal, tranzacția este schimbă doar pentru noi traderi facem număr de loturi și facem tranzacții pe care se scurt de timp. Noi am 15, am 5 și ne cunoaște strategii interesante care se poate folosi, indiferent ce în coridorul, da? Se poate deschis câteva tranzacții, așa, pentru un mic adrenalism, pentru o mică plăcere, noi deschidem tranzacții. Dar dacă vă orientați pe tranzacții să deschideți cu take profit stop loss până când are voi. Adică aici eu nu v-aș recomanda să dați acolo. Are și ceva tranzacții scris pe tot? Și unde? Aici? Nu, era să mă n-au confirmare de la rezistență. Aici? Cam acolo. Da, și o chestie poate ținat trendul, dar chiar dacă s-a desconectat trendul fix în CH4 după punctul maxim, nu este confirmare de la rezistență. Și eu am avut de la chestia. E baia mă mult sau să-mi lasă? Baia este mie? Aia acolo. Aici? Nu, aici e baia, da. Nu, baia. Aici? Nu, zona asta. Nu, aici e baia, da, aici am un cușor. Eu am făcut un mărturul, confirmare, baia. Deci, tranzacții creau de scurt timp. Apropo, puterii care transfiază petrol, cunosc, chiar și în perioada pe M15, M5. Și unul mai mult, dar formează și figuri interesante, petrolul, nu aveți idei. Și cap cum ești, triunghiul, și flagul, și panioare. Da, asta pentru tăi de scap, pentru știți că el a primit foarte regulat, îți poate făcut și numărul de loc. Pentru că îți sunt foarte reale, dar și profitul lor poate luat. 25, 30, 40 de puncte, îți poate ușor repede luat. Adică noi cum aș trederii au planul de tranzacționare, o să două săptămână, când ei sunt în fața producător, la o oră, două libere, nu mai mult. Și au început să facă un pic de scape. Fiindcă ai jumătate de trederii au să îndeplinească număr de loturi și pe ori nu reușesc, pur și simplu, din tranzacții să facă număr de loturi și să concentrează pe instrumente mai volatile. De regulă, noi recomandăm trederii începători loturi să facă pe instrumentele exotice. Mexicanul, Zaru, Locu, Lira și Ceastru, a fost posibil o dată acum, nu cred, dar... Da. Deja spread-ul e mare. Spread-ul e mare, dar au fost cazuri când am prins și prins de spread-ul și merge foarte bine, te-ai de făcut loturi, ce ai de loturi, să ai timp să faci. Mă ales în jurul orii 10 până la ora 1, da, cât era sesiunea europeană, băi, pentru ce erau în funcțiune, piața merge foarte bine. După asta, dar mă americani și Lira putea să se oprească, da. Ok, cu petrolul avem practic analiza pe o perioadă mică de timp, adică o zi, avem analiza pe H4, avem analiza pe B1, practic avem o imagine și o logică cum merge lucrurile. Evident că noi ne orientăm pe perioada lungă la tranzacții de bani, pe perioada mai scurtă din la tranzacții de vânzare și acum deja vedem, dacă s-a format figura, deja mergem după analiza tehnică. Fundamental, ce se întâmplă cu fundamental? Aici este un moment foarte interesant, acum pe piață, pe petrol, pentru transferarea H1, H4, D1, evident, cu plasarea stop-loss-ului, take-profit-ului e un pic mai dificil sau cu depozitii micuți e un pic mai greu. Adică, traderii care au depozitii micuți, evident, nu au rost să intrați pe aceste instrumente, din ce? Pentru că ele sunt foarte volatile și din cauza factorului fundamental, ieșirea un nou test, poate să formeze careva umbre, pe un break sau un altă, care poate să vă activeze stop-loss-ul. Fiindcă stop-loss-ul uneori traderii au plasat, dar regulă traderii sper să plasează până la 5% din depozit. De exemplu, dacă îți luăm 5% din 10.000, asta e cât? $500. Da? $500 pentru că azi petrolul cu 0.1 asta 500 de puncte, cât de cât, cât mai rezistă. Dacă într-un volum mai mare, pentru că apar probleme. Ok. Întrebări? Sugestii? Ok, dar stai și la următorul instrument. La, practic, pe brăzul de tăie acești situații, la natural gaz. Vreau cine iubește natural gaz? Să iubim, zic. Da, iubiți. Deci, eu spun să iubiți, este niște instrumente care ele deja au rezolvat o problemă. Problema este la nivelul direcției. Sunt niște instrumente care ele genetic, sunt instrumente care ele tot timpul trebuie să crească. La 2002. Sau chiar în ceva de astea suntem. Adică, cum am spus 500, el tot timpul crește, așa și pe natural gazul, petrolul crește acum. Acum e timpul lor să crească. Adică, pentru noi asta e foarte bine. De ce este? GPU. GPU. Dar aveți pozitiv de cum
cumpărare. Eu am cumpărare? Da, dar ce păi n-ați văzut treaba la sus. Dar era o idee, o convergență. A, da, fac, știți, tot aș vrea să începem din perioada de, de perioada mai lungă de timp, pe care să ne ducem perioada mai scurt. Vă străduiți cumva așa să... Dar faci să-mi dreapta și faci să-mi dreapta. Nu vrea. Nu vrea? A, gata? Așa, să ducem în perioada de lucrat. De-aia. Ne-am câtați să lăsăm copiii. Întrebarea mea, pămurii poate să crească natural gasul? O! E, ca așa să-ți spun la trei. Schetării de tranzacții? Nu, spun cum ați schis, am băjit schis. Vă știu să fiu duși în minus, știam, dar așa să fac bani. E natural gasul. Nu știu, nu Dumnezeu să știu. Contextul, pămurii poate să crească, ce este primul? Da, nu vreau. Noi nu putem să știm, cum e ori pierdă, traderii cunoștem pierdă. Nu pot ști, tot facem așa prognoză. Până nu-i poate să crească, cu ce instrument putem stabili, până nu-i poate să crească, cu ce instrument? Fibonacci. Fibonacci, da. Vreți să rog Fibonacci, faci unic, ne punctul A, punctul B și punctul C. Dacă ar mai vrea să știa? Da, prețat. În primul rând, un ideu psihologic a zis prețul de 7.700. Cât e prețul acolo acum? 7.013. 7.013. Un ideu puternic este 7.00. Este un nivel foarte tenic, de ce el în perioada mai scurt de timp neapărat să facă proiecția de acest nivel, a să stai un pic la nivelul dat, să faci vreo incertitudine sau vreo mic lateral, ceva să facă de prețul dat, este un nivel de nivel puternic. Dar prețul maxim care de el poți să ajung este 7.750 sau 700, undeva este punctul unde el trebuie să tindă să ajungă la nivelul dat. De ce mai departe pe viteani, pe engine, pe mai departe la fundații de cumpărare și folosim tot adăugări. Eu am dat semnalul pe de jos de aici, pentru că dacă puneți Fibonacci liniște, sunt un nivel foarte puternic, am informat și careva figuri în perioade de ele, lăsați-o puneți cu Fibonacci. O dat confirmare de bani și traderii, iarăși, pentru asta și se pune instrumentul dat pentru a forma pernuțe de care vorbim. Tranzacții de cumpărare, buy la fiecare nivel tehnic, pentru noi avem, evident, atrăgătul punctul maxim, iar de ce buy. Dar traderul poate să schidă buy și cu punctul ăsta buy. Ochi în cash, când el are un buy de mai de jos, care el este în profit. În cazul când trader, de exemplu, nu deschide, nu are niciun buy și el acum vrea să deschide tranzacții, el stă la dubii, oare să mai crească sau nu? Pentru că el știe că a fost o corecție mai adânc și el iarăși n-a să reziste. Și sunt trader care fug tot timpul de urma pieței. Este așa specific la trader care el tot timpul când trebuie să deschidă. Ei, cred că eu nu, e tot de mai răptat. Când deja o trecut jumătate, tot poate să mai gândească și când am un vid, când am însfârșit, dar traderul pare că să mai crească între tot atâta, deschide tranzacția. Și mai face vreo 2-3 puncte și întoarce împotriva lui viață. Deci e foarte important punctul dat, dar de exemplu nu avem tranzacție. Adică este potențial încât de crește până la nivelul dat, ne ducem în într-o perioadă mai scurtă de timp. Rândă 1. Rândă 1, avem aici un ciocan. Da, avem un ciocan. E de ce o mărți un pic. Avem un ciocan aici, care el reprezintă că cumpărătorii nu prea au puteri deja. Asta e? Da, anume este și un nivel foarte puternic aici. Ce înseamnă scăderea dată? Este poate să fie o mică corecție. Adică nu neapărat să fie o corecție adâncă, poate să fie formeze aici așa o mică incertitudine, două, trei lunări roșii, evident, depinde cum a se închide lunarea în perioada de vreme. Adică până asta ora 12 și cum a se închide. Poate să rămâi doar umbra din asta. Dacă se formează două ciocucani sau poate să formează lunare neagră final, tot așa, tot de ciocan, atunci noi deja ne putem orienta sau aștepta un pic deja într-o perioadă mai scurtă de punct de intrare în bai, după o corecție. Deci, pentru că este un nivel puternic, vrem să umbrem toate nivelurile cu cifre rotunde, pentru că trei de influențează. Fie că se Republica Moldova sau fie că
la orice instrument. Când ajunge la un nivel rotund, în timp este presiunea acolo. Și după ce străbate, ori duci piernic în sus, ori faci careva, așa spune, formează ceva. Ori de continuitate, ori încerci studiul. Deci ei, fiindcă s-au la un nivel foarte tehnic, pentru că perechi va face o corecție. După corecție, evident că identificăm punctul de intrare în baie. Dar cea mai bine, duci în perioadă de H4 și acolo vedem. Dați-i H4. În perioadă de H4. Evident că avem aici punctul maxim. El poate merge tranzacția la punctul maxim, deschide tranzacția la punctul maxim. Avem tranzacția, te spuneți aici, asta H4, mă ridic mișoasă. Nu vreau. El aici a curtit și a format așa, o figură de continuitate care tinde să meargă 50% din acest picior. Deci este o figură de continuitate. De ce putem să măsurăm de cât are piciorul, da? Sau putem să măsurăm și tot foarte mult? 578. 578, 200, 300 de puncte. Adică de la străbaterea punctului ăsta vreau să meargă 300 de puncte. Dar asta, eu, de exemplu, statistica la figură de continuitate nu prea. Eu de ce prea să bănați ce am venit. Expansiune. Dacă ajuns la nivelul 61. Dacă va străbate nivelul dat, va tinde să ajungă până la 100. Dacă nu ajunge până la 100 și se oprește la nivelul 68 și perioada de bine formează cel ciocan care noi am vorbit, evident, ne așteptăm la o corecție. Aici trebuie să folosim, nu știu ce moving este acesta, nu știu noi grafic. Ce moving, 233? Nu, 20. Sincer, cât mai puțin. Proța mea clasică este nivelile, trendurile, Fibonacci, nu e foarte bun, mai ales că ne cam depășesc puncte maxime. Și legat de indicatori, mai ales cu factorii fundamentale, unii ori ați produc în eroare. Asta arăt poate divergență, care ele nu se mierte cum de folosit. Ce e din trenduri? Așa din trenduri? Nu, un indicator care arată așa din trenduri este Fibonacci canal, tot foarte bine de arată. Fibonacci canal arată, merge perfect la instrumente de date. Indicatori, ce o sumedenie? Trebuie să folosiți orice care. Eu, de exemplu, la NG, tot timp stă, nu știu cât de mult major, dar major, în moving 233. Exponențial. Dar oricum orientez după nivel, oricum orientez după zone, oricum orientez după Fibonacci. Eu prefer foarte mult Fibonacci, un instrument care eu, de exemplu, fără dânsul, mi-ar fi foarte greu și nu știu dacă ar fi să mă cu ele. Dar cu dânsul eu foarte bine înțeleg până unde poate să crească, eu am niște nivele, fără să pun nivelul psihologic, eu Fibonacci stabilez până unde poate să crească, indiferent de ca cum la natural ca Dionis de citesc nivelul psihologic, dacă el nu face atât de dânsul. N-am de unde. Fibonacci. Merg după doar Fibonacci de dânsul, el foarte bine arată. Această e mai departe, ce eu transformez și mai departe. Indicatorii nu ajută. Ajută, știți cu indicatorii cu ajută? Ajută traderul începători care, în primul rând, iarăși nu au încredere și au nevoie de o confirmare că el, într-adevăr, are dreptate traderul dat. Adică, și de ori traderul vine la noi la oficiu și el vine în cap cu analiză făcută și el vine pentru ca să-i confirm că el are dreptate. Și el zice, acasă, se o gata. Eu am confirmat. Așa și indicatorii îți dau, îți bun, iar alte informații care, iar eu vreau să repet, la practic ce am trecut, ne-am discutat. E că sunt mecanici care fac automobil, motoare, de zic, da? Eu deci dau exemplu dat, sunt cam o rudă care îți ocupă. De copiii l-au trecut învățat, nu mi-a dat și o creasă, cum nu mi-a dat. Și e că el, tot timpul, eu când mă duc prin vizită pe atunci, el iubește să fac motoare. Sunt, e că la persoane care devin începători, da? De școală, duc la lăcături să lucrezi. Sunt chei speciale care strângi cu anumite criterii. Nu știu cum să mergi, pe tot timpul. Chei din anumite. Da. Adică persoana ieși acolo, ori fi un indicator, ceva erată, cât putere să pune asupra acestui bol. Da? Dar dacă persoana care ia 20 de ani, 30 de ani în domeniul dat, el strânge deja la nivel de experiență, automat o strânge la punctul seara. Adică el trebuie să mai verifice. Adică el, dacă un băiat mai tânăr strânge chei, el automat ieși și strânge după lui, dar nu chei, de fapt. Chei se strânge și spune, e ok, tot e bine. De ce? Pentru că el are experiența dată. Dar unui persoane care, nu înseamnă că e rău și el nu-i prost, nu știe, da, așa tânăr. Dar din cauza că el are experiența asta, că el nu simte cu mână acest, cât de bine strâns acest bol. Și așa și în tranzacționare, din cauza că traderul nu simte că e supracumpărat piața,
că e supravândut piața, că e o lichiditate mai mare. El nu simte asta, el are nevoie de niște indicatori oscilatori sau indicatori de trend. Traderul care deja simte toate instrumentele, dar lui nu îi trebuie. Eu și acum am câteva instrumente cu stocați și un MCD-ul, dar ele nu îmi trebuie. Mă uit la trezii, da, eu vezi trezii la convergență, pentru că e interesant, mă uit la stocastic, dar ele deja nu au o valoare cu nouă valoare în S-Clase. Și asta trebuie să trăiești, ajung peste perioadă la acest moment. De ce e folosit anume când prețul ajunge, cum e că spui 500, brand, vitea, natural gas, criptomonete, când ajung la preții maxim istorici, aur, nu merg indicatorii și statorii, pentru că mai bine merge în S-Clase. Așa. Nu cât de spus până la 100, adică el are niște intervale, probabilitatea când dacă străbați 61 șoc, el practic 90% ajunge până la 100, măcar cu o umbră de ajunge până la 100. Dacă nu străbați 61 șoc, evident că el se împrește la 61 șoc. Adică traderii pot să fie felul următor, eu tot pot să fie felul, da, dacă străbați, da, dacă nu, nu. Cum fac traderii șmecher, da? Pot să take profit-ul la 100, oricum traderii dată 100% de tranzacție, da? Pun de clotul la 100 și văd cum se selecționează la 68. Dacă ați rămat, îmi ați schimbat o tranzacție. Dacă nu, văd că am surprins și nu are putere, închid tranzacția normal. Sau închid parțial tranzacția. Adică folosesc metode diferite ca să iei la maxim profit. Dar o statistic sincer nu am care spun că e atât. În perioada de cash-ul? De generată în perioada de cash-ul? În perioada de cash-ul, timpul, corecții, iar și o creștere puternică foarte mare, după care încă o corecție. Și evident că dacă ați reușit aici să fiți tranzacți, pe tot timpul de șansă dublă. Evident, dacă nu poate răba activ un dat, cu confirmare, a doua confirmare, cât de ce bate. Dacă de mână de dat, deja bate. Și evident, ori fi folosești de bănaci expansiune, fie ori deschizi de ce bate. De aia și mirtă la străbate acestui punct de răbate, trebuie să mă deschizi bani și ăsta gnează. Nu posibil să stai aici, după care are tot șanse să ajungi la 100. Vom vedea deja parcursul zilei, dar dacă s-au deschis tranzacția, nici nu înseamnă că trebuie închis acum. E intrare foarte bună la întrebarea punctului maxim. Punctul maxim e nivelul 68. Dacă trebuie nu cunoaște bunaci, evident că el ar fi bine să pui mai sus un pic bani. El va dar o lumânare să ai. Ce să spun? Măcar okay. Lumânare să fie închisă după așa. Da, dar, de exemplu, unii ori trebuie să nu folosim bunaci expansiune și s-au orientat după umbrată. Și-au pus aici pe aici. Nu activa. Putem cu un problem confirmat. Da, îți trebuie de fals. Cum și-o făcut de care acolo mi-a zis. Mă refer la trei de care cum mai este. Adică, a ori dramat, e pus deja gata, s-a activat. Dar asta nu înseamnă că e oricum, că nu e confirmare, că e legat dus în jos. Dar indicatorii toți poți să arăte supra cumpărare pieți. Asta tot este un impact negativ. Când e că uitați sau stocați, sau mă sedi și dată gata săl. Și s-a activat traderul bani, eu da, pot să fac un mic așa și duc mai departe în sus. Trebuie o închis tranzacția pentru indicatorul care se... Dar tot timpul supra-cumpărat. Da. Dar nu poți să le dea altfel. Dar nu le încrește. Pentru că e la da, dar de ce spun? Indicatorii nu s-au meritat, folosesc ce să spun. Vezi clasic, aveți răbdare, nu trebuie să folosesc și... Orice indicator ați vreți, cum ați spus dumneavoastră, supra-cumpărare sau supra-mânzare. În cazul ăsta aveți supra-cumpărare. Toate, cu trimite care ne-am vrut. Ok, ne-am întrebări, vă cred că deja. Yeah, right?